Tom și Jerry a împlinit 80 de ani. Toată lumea știe desene animate cu pisica și șoricelul care sunt în permanent război. Asta pentru că aventurile lor au început în anul 1940, când William Hannah și Joseph Barbera i-au desenat și au trimis direct pe micul ecran. În foarte scurt timp, Tom și Jerry au devenit adevărate vedete și milioane de copii din toată lumea se distrau copios când urmăreau acele scurtmetraje animate. Producătorii doreau ca personajele să se numească Jasper și Jinx, dar au rămas până la urmă la varianta Tom și Jerry. Tom și Jerry a fost nominalizat la 13 premii Oscar și a câștigat 7 astfel de premii. Dacă nu ați urmărit până acum Tom și Jerry, vă spun eu pe premisa show-ului, care este una simplă. Avem o pisică neastâmpărată care urmărește un șoricel viclean și de aceea o nebunie întreagă. La mulți ani, Tom și Jerry!